creat încă o dată, să spunem ca binecuvântat să fie Dumnezeu, care a făcut cerurile și pământul. Amin. Amin. Timpul este înaintat și spuneam fratele Iosif, deci, textul care s-a citit, îmi plăcea să vorbesc despre cele două legăminte, diferența între ele, și i-am spus la fratele Iosif că probabil o să ia mai mult timp și n-ar vrea să întârziem astăzi, ne trebuie să plecăm pe ora 4, trebuie să mă duc și la Ottawa, la frații de acolo, dar n-am vrut să încep un cuvânt și să nu-l termin. Sunt aici pe bancă, m-a ascultat poezia lui Sora Rodica și mi-a venit un gând, mă gândesc că este de la Dumnezeu, să vorbim în câteva gânduri, câteva cuvinte despre ceea ce s-a întâmplat pe dealul Golgota. Un lucru de care s-a vorbit mai puțin, dar care eu zic că a zguduit cerul și a zguduit și pământul. Doi evangheliști vorbește despre acest cuvânt. Vorbește Matei și Marcu. Am pe inimă să împărtășesc doar câteva gânduri despre acest lucru care pe mine personal mă zguduie. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în Evanghelia după Matei. De aici aș vrea să citesc câteva versete. Din capitolul 27, începând de la versetul 45 la 50. Și aici spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara. Și pe la ceasul al nouălea Iisus a strigat cu glas tare. Eli, Eli, lama sabachthani. Adică Dumnezeul meu. Dumnezeul meu. Pentru ce m-ai părăsit? Unii dintre cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste vorbe, au zis, strigă pe Ilie. Și îndată unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și l-a dat să bea. Și i-a dat să bea. Dar ceilalți ziceau, lasă să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Amin. În cartea prorocului Isaia ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Căci El suferințele noastre le-a purtat. Și bolile noastre. Oarecum a rezolvat și problema sufletească și cea trupească. Le-a luat asupra Lui. Și spune Isaia mai departe, și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Faptul că stăm aici, în locul acesta, tot prin cartea prorocului Isaia găsim în capitolul 55, la începutul capitolului, unde Dumnezeu face o chemare prin gura prorocului Isaia, am vorbit de vreo 10 zile în urmă despre această chemare. Voi toți cei însetați, veniți la ape. Veniți și cumpărați vin și la ape. Fără bani și fără plată. Și noi care suntem aici, am venit la aceste ape și am cumpărat bucate fără bani și fără plată. Dar oarecum vine lucrul acesta să cumperi ceva care de fapt nu te costă nimic? Ar fi trebuit să ne cost, dar a fost cineva premergător înaintea noastră care a plătit pentru noi
Și noi ne-am dus și ne-am servit și am primit mântuirea care a plătit-o altcineva în locul nostru. Dar această mântuire a fost plătită cu preț scump. Și de cele mai multe ori oamenii nici măcar nu înțeleg prețul cu care s-a plătit această mântuire. De multe ori ne limităm la simplu fapt, zicem noi, oarecum teoretic ne-a purtat păcatele, ne-a purtat suferințele, suntem tămăduiți. Dar aș vrea să vă spun ceva. Atunci când Domnul Iisus Hristos se prezintă înaintea lui Dumnezeu în ceruri și spune lui Dumnezeu, iată, în surul cărții tale este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Domnul Iisus Hristos știa voia lui Dumnezeu care este cu privire la el și știa de plin ceea ce implică această voie. Și printre alte lucruri, implica ce am citit în dimineața aceasta din această Evanghelie a lui Matei. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune tot în cartea prorocului Isaia, dacă căutăm, în capitolul 59, primele două versete. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Nu! Mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască. Nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun o zi de despărțire între voi și Dumnezeu. Dragii mei frați și surori, s-a întâmplat pe dealul Golgotei că Domnul Iisus Hristos la un moment dat spune, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Am o întrebare pentru noi în această dimineață. Am auzit multe discuții pe acest subiect, dar aș vrea să ne limităm la biserica noastră. Ce ziceți dumneavoastră? Dumnezeu l-a părăsit pe Domnul Iisus Hristos pe dealul Golgotei? Poate am spune o parte din noi, dar l-a părăsit. Cealaltă parte am spune, nu-i chiar așa. Dar aș vrea să mă duc mai departe cu gândul. Ați găsit sau am găsit undeva în Scriptură unde Domnul Iisus Hristos să vorbească vorbe în vânt? Am găsit unde Domnul Iisus Hristos a glumit și după aia a spus ca oamenii, auzi, a fost numai glumă. Eu am găsit în cuvintele Domnului Iisus Hristos adevărul pur. Atunci, l-a părăsit Dumnezeu pe Domnul Iisus Hristos? Am citit din cartea prorocului Isaia, capitolul 59, versetul 1 și 2, care spune că mâna Domnului nu este prea scurtă, nici urechea Lui nu este prea departe sau prea tare. Și păcatele voastre, spunea Isaia, îmi o zi de despărțire între voi și Dumnezeu. De aceea Dumnezeu nu poate să lucreze. Aș vrea să vă aduc aminte ce. Acel zi de despărțire care era între noi și Dumnezeu. Acel zid al păcatelor, și așa cum se spunea în poezia care a spus-o sora Rodic, Dumnezeu l-a luat dintre noi și Dumnezeu, l-a luat și l-a așezat pe Domnul Iisus Hristos. Acest zid de despărțire. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că între ceasul al șaselea și al nouălea s-a făcut întuneric. Știți de ce s-a făcut întuneric? Noi cerem la binecuvântare la copii și spunem printre altele și fața ta să lumineze peste el. Când Dumnezeu își întoarce față, soarele nu mai strălucește. Și luna nu mai este luna ei. Aș vrea să vă spun ceva. Domnul Iisus Hristos n-a vorbit vorbe în vânt. Dumnezeu Tatăl, în momentul acela când zidul de despărțire între noi și Dumnezeu, când păcatele multe erau asupra Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu nu a mai putut să-L privească pe Fiul Lui. Era pentru prima dată din veșnicie, când Dumnezeu și-a întors fața și nu s-a mai uitat la Domnul Iisus Hristos. Dacă citim în Scriptură, veți vedea că Domnul Iisus Hristos totdeauna a fost în prezența lui Dumnezeu. Sunt atâtea dovezi biblice. Domnul Iisus Hristos a fost în prezența Lui de la creație și nimic nu s-a făcut fără de El. Dar, din cauza noastră,
a acceptat Domnul Iisus Hristos. Pentru o vreme. Pentru o vreme, nu știu pentru cât. Ca să fie lipsit de fața lui Dumnezeu care privea peste el. Pentru că Dumnezeu nu poate să privească păcat. Și atunci când Domnul Iisus Hristos a făcut păcat pentru noi, păcatele noastre erau asupra Lui și Dumnezeu și-a întors fața de la El. De aceea, Domnul Iisus Hristos a spus pentru ce mai părăsit. S-a simțit singur, s-a simțit abandonat de Dumnezeu. Nu era abandonat. Dumnezeu era lângă El, dar și-a întors fața de la El. Frați și surori, în Evanghelia după Ioan spune în capitolul 3 cu versetul 16 că cea cât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe Fiul, în singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Să știți că Dumnezeu a ales și acest inconvenient pentru El, ca să câștigăm noi mântuirea. Ca să-și întoarcă fața de la Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a acceptat și acest lucru pentru mine și pentru dumneata. Ca să se împlinească ce spunea Ioan. Pentru că ne-a iubit așa de mult. Ne-a iubit așa de mult. A acceptat jertfa Domnului Iisus Hristos cu toate inconvenientele pentru El. Și a acceptat-o, aș vrea să vă spun ceva. Nu de pe buză. A acceptat-o cu toată dragostea pentru noi. Ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. Întrebarea mea este, frați și surori, cum ne raportăm la jertfa Domnului Iisus Hristos? Avem aici în fața noastră rodul viței, care reprezintă sângele Domnului Iisus Hristos, care a fost pe Golgota pentru noi. Avem azima, care reprezintă trupul Domnului Iisus Hristos, care s-a frânt pentru noi. Cum ne raportăm la aceasta? De multe ori ne este așa de greu. Nu mi-o luați ca o morală. Haideți să o luăm ca o concluzie. Ne este așa de greu de multe ori unele lucruri din Scriptură să le împlinim, că parcă ni se pare așa mare și așa de mult efort. Dar lui Domnul Iisus Hristos, cum i s-a părut? Cum i s-a părut? Atunci când s-a văzut lipsit de fața lui Dumnezeu, când fața lui Dumnezeu nu mai strălucește peste el, spune cuvântul lui Dumnezeu că în ceasul al șaselea, de la ceasul al șaselea până la al nouălea, s-a întunecat cerul în toată țara. Aș vrea să vă spun ceva. Nu era eclipsă de soare. Nu era nici eclipsă de lună. S-a întâmplat un lucru. Și-a întors Dumnezeu fața și nu mai privea acolo. Pentru că nu putea să vadă păcatele de noastră. Nu putea să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos cu păcatele noastre peste El. Și totuși Domnul Iisus Hristos a acceptat din dragoste pentru mine și pentru dumneata acest lucru. De aceea vrem ca să lăudăm pe Dumnezeu. Vrem să înălțăm numele Domnului Iisus Hristos mai presus de orice nume. El este Domnul nostru și Mântuitorul nostru. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că i s-a dat un nume mai presus de orice nume în cerul și pe pământ. De aceea eu cred personal, că așa spune cuvântul, că Domnul Iisus a plătit pentru mine, pentru dumneata, ca noi, în dimineața aceasta, să stăm aici la masă. Să stăm la masă și să primim viață. Aș vrea ca să ne cercetăm inimi. Să ne cercetăm suflet. Ne-am pornit poate de acasă unii dintre noi cu gândul și am spus am să mă duc și n-am să mă împărtășesc. Pentru că îmi găsesc cu tare lucruri în viața mea. Aș vrea să vă îndemn la ceva. În rugăciunea în care ne vom pleca înaintea lui Dumnezeu, spuneți-i aceste lucruri lui Dumnezeu. Spuneți-i. Și dacă simțiți iertarea lui Dumnezeu, dacă simțiți prezența Duhului Sfânt în inimă, eu zic să vă întindeți mâna. Dacă simțiți că v-a iertat de păcate, sau de greșeli, sau de răzvrătiri, sau de vorbe, întindeți mâna și luați viața. Pentru că El este viața noastră. Slăviți să fie numele Domnului. Amin.